Litoralul românesc își pierde falezele. Marea sapă deja adânc în structura de rezistență a multora. Faleza din Costinești este una dintre cele mai afectate de furia mării. Pentru a evita accidentele, o mare parte dintr-o plajă a fost închisă publicului, iar inginerii de la Apele Române încearcă să găsească soluții pentru salvarea falezei. Faleza din Costinești a ajuns să reprezinte un pericol pentru toți cei care pășesc pe ea. O știu bine și autoritățile care au amplasat în urmă cu 3 ani stâlpi de fier ca să protejeze malul. Între timp, aceștia au început să se prăbușească pe nisip, iar marea aproape că înghite cu totul. Așa cum vedem, autoritățile sunt depășite de situația aceasta. Noi am sesizat, noi am adus la cunoștința lor situația aceasta, care este un real pericol pentru turiștii care se avântă. O terasă amplasată pe faleză s-a dărâmat deja și nici măcar palma de nisip pe care turiștii făceau plajă vara trecută nu mai există la Costinești. A avansat destul de mult. Puteți să plimbi mult mai lejer pe aici față de acum. Pământul e abrupt, zic așa, și posibil la un moment dat văd că se tot duce către mare. Trebuie cumva oamenii să fie protejați. Apele Române, Dobrogea, Litoral au tras un semnal de alarmă în urmă cu 5 ani. Experții spuneau atunci că o bună parte din faleză se află într-o stare critică și că există pericolul real ca aceasta să se prăbușească în mare. Pentru a rezolva problema, instituția a organizat o licitație în speranța că va găsi un constructor care să o consolideze. Nimeni nu a participat însă la licitație. Pentru că nimeni nu a reactualizat prețurile și erau pe niște prețuri din 2018 și cele 3 firme înscrise la licitație s-au retras. Licitația va fi reluată, dar toate aceste amânări și proceduri fac ca în acest sezon estival gardurile să reprezinte singura intervenție a statului român pentru evitarea unei tragedii. Sperăm că am 2 luni maxim să încheiem procedura de licitație. După judecarea câștigătorului, se va face proiectarea, sperăm că în luna martie 2024 să avem proiectul, după care vom începe execuția. La Costinești urmează ca plajele să fie lățite cu segmente între 70 și 150 de metri. Tot aici se vor amenaja 7 diguri de piatră pentru reținerea sedimentelor.